Ești pregătit? Hai. Stânga sau dreapta? Mă țin bine. Bă, le aperi? Da. Ai grijă cu ăsta, să dau gol, da. Ai grijă. Ai, ușor. Auleu, scuze. Fii atent, asta e poarta. Asta e poarta, hai. Fii atent, ai grijă. Băi. Ah! Vreau să fac o de aia, opa. Haide, mă, gata, că facem haz de necaz de sus. Că bine spune Dan Capatos. Haz de necaz pentru că Dorian Popa a trecut printr-o experiență groaznică în momentul în care și-a rupt piciorul. Oricum, Dan, știi, toată lumea venea la mine acasă că am fost imobilizat la pace. Acum chemam și eu toți prietenii pe acasă. Da, păi da. Și mi-am spus, da, ești bine așa. Păi zic, și dacă mă plâng, ce fac, mă? Unde ajung? Dacă pune deci, sonule, sunt ciuruit, nu minciună, fii atent. Vino. Avem așa, aici... Mai avem 3 de secunde. Da, tu 30 de secunde, fii atent. Bă, să-i zice și lui în cască. Aici tăietură mare. Gaură, 3 găuri, gaură și gaură aici. Aha, hai să vă povestesc ceva tare. Te pupăm sănătate multă, da. Vreți să vă povestesc de la spital din Madagascar? Că asta n-a fost nicăieri. Te rog, păi chiar vreau să ne zici ceva. Bă, frate, e cam filme acolo, mă. M-a băgat într-o ambulanță din aia, cea mai răpănoasă din lume. Conducea ăla de credeam că o să ies din ea la un moment dat. Mi-era frică să mă mai împing cu picioarele în ușa din spate, că mi-era să nu se deschidă ușa, să mă duc cu targa. Și fix în satul ăla, Antananarivo, unde ajunsesem la spital, că numai acolo era spitalul. Mare înmormântare. Tu te mândai. Blocat toată lumea pe stradă. Eu eram sigur în spate acolo. Zic, aia e, ce-o fi. Ajunge la spital. Bă, când am scos capul așa pe geamul ăla la ambulanță și am văzut spitalul, m-am speriat. Am zis, bă, oare e bine să intru aici? Dacă plec naiba cu infecție, vreo septicemie, vreo... Doamne, iartă-mă, că tot auzeam zvonuri. Era unul care spunea, oh, no, it's muscular. Zic, bă, ce muscular, ești nebun, că e genunchiul ăsta, cât casa e acolo, da, e ruptură, e ce muscular. A, credea că e leziune musculară. Ce întindere, bă, că era piciorul cât pepenele. Când mă uit la spital, o ușiță atâta din aia de fier ruginită, iese o domnișoară asistentă în papucei, a ieșit în praful de afară, da? În papucei de spital, în saboți. Ne dăm jos cu căruțul. Ce crezi? Nu intra căruțul în spital. Decât cu spatele. Ce crezi că se întâmpla la intrarea în spital? Te descălțai. Normal. Erau descălțați acolo, stăteau cu picioarele alea. Și mai merg un pic cu căruțul în spital și văd și o pârlă pe perete. Zic, hai mă,